veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Continuăm studiul biblic referitor la faptele firii pământești, de data aceasta cu cearta și alte fapte asemănătoare, vrajba, neînțelegerile, vrăjmășia. Citim acestea în Galateni capitolul 5, versetul 20. Urmează imediat după cele studiate anterior, deci închinare la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile și neînțelegerile, acestea trei, și de asemenea în Roman capitolul 1, versetul 29, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de ceartă și de porniri răutăcioase, și de asemenea mă amintim Coloseni capitolul 3, versetul 8, dar acum, dea Domnul și noi să înțelegem acest îndemn acum, în momentul în care citim sau în momentul în care suntem învățați, este cazul să le abandonăm pe cele rele, dar acum lăsați-vă toate acestea și printre altele avem vrăjmășie și răutate. Alte traduceri redau acest termen prin conflict, contradicție, polemică, gâlceavă, altercație, ostilitate sau antipatie. Termenile grecești pentru aceste lucruri, am luat trei dintre ele, cel mai frecvent, eris, ceartă, vrajbă, ektra, și eritea, neînțelegeri. De altfel, există o strânsă legătură între eris și ektra. Dacă ektra este vrajba, este o atitudine a minții, eris am putea să spunem că este deja rezultatul acestei atitudini. Dacă vă amintiți, la roadele Duhului aveam bunătatea și facerea de bine, spuneam că bunătatea este în primul rând un sentiment, o atitudine a lăuntrului, iar facerea de bine este transpunerea în practică a acelei stări sufletești. La fel am putea să spunem că cearta este punerea în practică a interiorului care este cuprins de vrajbă, de această atitudine greșită. Sau cealaltă neînțelegere ar putea să mai fie numită o rivalitate din egoism, ambiție. Toate acestea sunt strâns legate împreună. Într-o primă parte o să facem o prezentare a acestor certuri, altfel spus o să desfășurăm această problemă a certurilor ca și o hartă, pentru a putea vedea toate locurile și toate problemele, toate cazurile și toate situațiile în care poate să apară, nu la gândul că vom fi exhaustiști, cuprinzând toate lucrurile, ci la gândul că în mare le vom aminti. Iar Duhul lui Dumnezeu, care poate să însoțească această slujbă, poate pentru fiecare dintre noi să spună în dreptul nostru unde și în ce anume suntem greșiți. În această prezentare o să abordăm tipuri de ceartă, cauze ale certurilor și efecte ale certurilor. Chiar în limba greacă a Noului Testament, în care a fost scris, certurile sunt prezentate ca fiind de trei feluri. Certuri sau dușmănii de clasă, certuri sau rivalitate de naționalitate și religie și antagonismul, ura, cearta de la om la om. O să citim pentru fiecare din aceste trei câteva pasaje biblice, deci pentru prima, cearta de clasă. Întotdeauna săracii au urât și au găsit motiv, dacă ar fi fost cazul să se certe cu bogații, un anumit grup de meseriași poate va găsi motive să rivalizeze cu un alt grup, o echipă sportivă sau anumiți suporteri vor găsi motive să certe cu alții, cu altă categorie socială, între categoriile sociale sau uneori chiar între generații se naște această stare de dușmănie, de vrăjmășie. Citim în această privință în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 4, unde găsim scris: te-am rugat să poruncești unora să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul Dumnezeu prin credință, așa cum fac și acum. Se pare că evreii, în naționalitatea lor, nu numai că, vom vedea în al doilea tip de ceartă, îi socoteau eretici și răi pe toți ceilalți samariteni și toate neamurile, dar ei între ei, potrivit cu spița de neam din care se trăgeau, rivalizau,
Pe de o parte este bun faptul că un evreu, așa cum spune Pavel, eu sunt evreu din Israelit, din seminția lui Beniamin, fiecare știa descendenții și existau spite de neam încă din vechime, dar unii foloseau acestea ca motiv de ceartă, ca motiv de rivalitate, dându-se în vileag cu ceea ce aveau ei în plus față de alții. De asemenea, citim în Deuteronom 23, versetul 2, încă din vechime a existat o reglementare în această privință care spunea să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptate. Unde sunt mai mulți, majoritatea câștigă, sună ceva la democrație, dar uneori și la ceartă este aceasta. Deci să ținem cu dreptatea, sau mai bine zis chiar uneori cu cel slab. La evrei există o maximă potrivit căreia dacă un om nedrept batjocorește pe un om drept, Dumnezeu este cu omul drept batjocorit. Dacă doi nedrepți se batjocoresc unul pe altul, Dumnezeu este cu nedreptul batjocorit. Dumnezeu de multe ori, și aceasta ne îndeamnă și pe noi, să avem în vedere pe cei slabi. Nu neapărat la gândul că au dreptate, ci la gândul că ei sunt slabi în acest moment, la gândul că ei sunt singuri. Dumnezeu nu avea ceva aparte pentru egipteni, totuși a spus Israelului, să te poți frumos cu egiptenii, adu-ți aminte și tu ai fost rob acolo. Nu a spus acesta condiționat. Dacă egiptenii se vor pocăi, vezi să-i privești ca atare. Dacă vor face prozelitin, și vor trece la voi. A spus să ai grijă de ei, chiar dacă sunt așa, pentru că ei sunt străini și întotdeauna străinul este într-o condiție inferioară față de cei care sunt mai mulți. Adăugăm la aceasta și Luca capitolul 15, acolo unde avem veșnica dispută în timpul Domnului Iisus dintre farisei și cărturari și vame și păcătoși, cum îi numeau ei. Toți vame și păcătoși se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, această cârtire și zicere este de fapt o ceartă. Omul acesta primește păcătoși și mănâncă cu ei. Socotesc că celor de afară le sunt specifice aceste lucruri. Să se certe cei din opoziție cu cei de la conducere, cei mici, sindicatele cu patronatul și invers, tinerii se certe cu bătrânii. Aceste lucruri sunt specifice lumii, dar amintiți-vă ce spunea Domnul Iisus, între voi nu trebuie să fie așa. Și Dumnezeu chiar procedează la schimbări de situații. Este scris în psalm că Dumnezeu ridică pe cel sărac din gunoi și le pune și alături de împărați. Și uneori pe cei mari coboară jos. Și Dumnezeu face rocadele acestea uneori printre altele, chiar și cu scopul ca oamenii să nu se sedimenteze și să nu rămână solidificați numai într-o anumită poziție, ca să-i găsească tot timpul motiv de ceartă. Ei mai schimbă între ei. Socotesc că nu ar fi cazul să ne certăm pentru aceste motive. Și Domnul să ne dea această pricepere. Amin. Al doilea tip de ceartă, cearta de naționalitate, de religie. Măcar că noi ca și creștini, acolo unde sunt adevărați creștini, pot să fie frați împreună, chiar dacă vorbesc două limbi diferite, pot să înțeleagă. Și uneori chiar contrariu, acolo unde vorbesc aceeași limbă și n-ar fi cazul unui turbabel, oamenii nu pot să se înțeleagă. Amintim în această privință, în Ioan capitolul 4, versetul 9, când Domnul Iisus stătea de vorbă cu samariteanca la fântână și ea i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Și ca o rivalitate între evrei și neamuri, citim în Efeseni capitolul 2, de la versetul 14 la 16, unde este scris că prin Domnul Hristos s-a anulat aceasta. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul. Și a surpat zidul de la mijloc, a înlăturat vrășmășia aceasta, care provoca ceartă. Pentru cei de afară a rămas în picioare. Antisemitismul și naționalismul evreilor este în picioare până în ziua de astăzi, dar pentru cei care se întorc la Domnul, așa cum spune Pavel în Corinteni, vălul este luat, fie evrei, fie neamuri. Efeseni 3 cu 6, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup și în același trup, spune Pavel 5 cu 29, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, niciun om înțelept nu se bate pe sine însuși, așa în glumă, cu pumnul în piept probabil, dar nimeni nu se pedepsește pe sine. Și cine înțelege că împreună toate popoarele vom fi în ziua aceea, nu va găsi motive să înalțe pe unii și să coboare pe alții. Pentru că toți sunt creatura lui Dumnezeu.
Această ceartă între naționalități, știți de unde durează? Exact de la turnul Babel. Nu știu cum i-a împărțit Dumnezeu. Câte unul vorbea o singură limbă. Probabil că în familie nu i-o fi despărțit, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Probabil soțul, soția au rămas să vorbească aceeași limbă. Dar de atunci, atunci a fost prima ceartă între naționalități. Dar nu trebuiau să certe. I-au ajuns să certe din alte motive. Trebuiau să plece care încotro, așa cum s-a despărțit Avram de Lot, cu minței. Dar atunci a fost prima ceartă și a rămas în picioare până în ziua de azi. Această rivalitate. Și această rivalitate, aceste certuri, ajung în final la război. Și cea de treia ceartă, cearta de natură păcătoasă, ura, antagonismul, este chiar opusul dragostei. Citim în această privință ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 10, versetul 36, că aceasta se manifestă nu între clase sociale, nu între țări și religii, că unii sunt religia mozaică, alții creștini, alții mahomedani. Aceasta poate să se desfășoare chiar în casă, 10 cu 30 și 6. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Atât este de trist când oamenii procedează, când unul pe altul nu se pot vedea. Este, cum spun musulmanii, eu cu fratele meu și cumnatul meu ne batem cu vărul meu, eu și cu fratele meu ne batem cu cumnatul meu și eu mă bat cu fratele meu la urmă. Aceasta trebuie să fie între cei de afară. Spunea Pavel scriind în Tit, capitolul 3, versetul 3, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și este scris acel cuvânt în Apocalips că atunci când este luată pacea de pe pământ, oamenii se vor urâ, se vor ucide chiar unii pe alții. Și există această deslănțuire a unor duhuri de ceartă, probabil or fi pe domenii și duhurile astea. Unele sunt destinate să țină cearta între popoare, altele între clasele sociale, între generații. Și sunt alte soiuri de duhuri mai specializate care reușesc să dezbine și să facă pe oameni să se certe chiar în sânul familiei, acolo unde toți adună poate la aceeași pungă și toți sunt la același acoperiș și mănâncă din aceeași mâncare. Diavolul și acolo a reușit, acolo unde se deschide ușa, să producă ceartă, discordie, vrăjmășie, rivalitate, antagonism și opusul a ceea ce este de la Dumnezeu. În acest conglomerat al certurilor, pare pe undeva un paradox. Oamenii se îndreaptă spre o organizare mondială unică și vor da în final puterea fiare lui Anticrist, dar așa cum a văzut profetul Daniel, căci picioarele din pământ și lut nu se vor uni niciodată cu adevărat. Vedeți un exemplu, piața comună. Ele propun unitate monetară, unitate vamală și alte fel de pacificații împreună și totuși au atâtea probleme și atâtea convergențe. Cum se schimbă un guvern, apar alte probleme. Diavolul nu vrea să provoace o unitate desăvârșită. Doar Hristos va realiza în biserică unitate desăvârșită într-un singur trup. Diavolul nu este permis să facă un singur trup, să se poată spune os din oase și carne din carne. Diavolul nu poate aceasta. El realizează așa, unitatea între fier și lut. O unitate aparentă, dar cu ceartă și antagonism la mijloc. Să analizăm în această mare problemă a certurilor, care sunt cauzele? Ce provoacă de fapt? Niciun medic nu poate să elimine o boală, chiar dacă a diagnosticat-o, până nu va analiza care sunt cauzele, ce a provocat. Pentru ca să elimine piedica. Este ca și în privința păcatului și a morții. Noi ne luptăm să îndepărtăm moartea. Pe când moartea este provocată de păcat. Cine îndepărtează păcatul, nu mai moare niciodată. De-aia spunea Domnul Iisus, nu cumva să muriți în păcatele voastre, că nu mai înviați în veac. Decât, bineînțeles, la învierea de apoi, pentru judecată. În această privință, vrem de asemenea să eliminăm ceea ce provoacă această ceartă. Și fiecare în dreptul lui poate să privească. Dacă are timp și în dreptul altora, numai, știi, viața e așa ca și o călătorie. Și dacă te uiți pe tren, pe o parte a compartimentului, s-ar putea să nu vezi ce e dincolo. Deci mai întâi uite-te la tine și dacă ai văzut la tine și ți-ai rezolvat problema, apoi uite-te și în partea cealaltă la alții. Dar mai întâi uite-te la tine. Aceste cauze ale certurilor sunt foarte urâte Domnului. Domnul Iisus spunea în Evanghelie, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire. Și Dumnezeu ține cont. Ce a provocat aceasta? Citim în Proverbe 6, de la 16. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Deci Dumnezeu urăște aceste cauze.
19, ultima parte, cel ce stârnește certuri între frați. Stârnirea aceasta este urâtă, Domnul. Și am notat aici patru cauze ale certurilor, patru cauze mari. Prima, nebunia sau lipsa înțelepciunii. Nebunia vorbelor. Citim în Proverbe, capitolul 18, versetul 6, vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Nebunii sunt pe primul loc, probabil, în topul certăreților. Un om care dă drumul gurii și rostește și bune și rele, ba mai pe deasupra și înjură, o progresie geometrică în ceartă. Citim de asemenea 2 Timotei 2:23, unde Pavel îi scrie preiubitului său copil: ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Sunt unii care ei nu vorbesc încât să te provoace să înceapă ei cearta, dar spun câte o întrebare din aia ispititoare, unde știe că ți-e domeniul sensibil, numai așa ca să te scoată. Ferește-te de întrebările nebune și când vezi când vine câte o săjată din asta, fii atent că e o trăvită la vârf. Mai bine ferește-te din cale. Spune că era un om undeva la țară care la orice nuntă, dacă mergea, făcea scandal. Și fiind cunoscut în această privință, următorii care aveau nuntă au spus: auzi, domnule, te rugăm, stai acasă, te cinstim noi, n-avem nevoie să cinstești. Și îți trimite mâncare tot ce vrei, dar stai acasă. Bine, stau. Și când a mers, oamenii să-i ducă mâncare, a spus: auzi, faceți-mi mie măcar un hatâr. Și când mergeți înapoi, întrebați numai atât, pe coțofană, pe pasărea, ce mai mult, alb sau negru? Și când s-au dus oamenii înapoi, și imediat a început cearta. Unii că e alb, alții că e negru, s-au bătut. Unii sunt în stare, prin întrebările care le pun, să provoace certuri. Astea sunt întrebări nebune, dar ce ne interesa pe noi, ce mai mult, alb sau negru? Le vopsim noi și trebuie să știm câte vopsea albă sau neagră să cumpărăm? Asta e treaba lui Dumnezeu. Și ea pentru asta poate să zboare, chiar dacă are mai mult alb sau negru. În Proverbe 29:9 citim, iarăși, când se ceartă un înțelept cu un nebun, rețineți, să se tot supere sau să tot râdă, că pace nu se... Se pare că la o ceartă nu trebuie neapărat doi nebuni, ajunge unul. Ajunge un nebun. Și el poate fi înțelept. Dacă acceptă să se certe, în viac nu se face pace. Cu nebunul nu te certa. Că pentru el cearta este viața lui, el plutește acolo, e ca și apa pentru pește. Dacă ești înțelept, arată-ți altfel înțelepciunea, nu certându-te. De aceea apare în Cartea Proverbelor să știi cum să le pui. 26:4-5. Două versete în opoziție unul față de celălalt. Nu răspunde nebunul după nebunia lui, ca să nu semeni cu el. Și vine unul și baude pe amândoi certând și îl spune: băi, nebunilor. Dar există situații în care trebuie să o faci, dar asta înțelepciunea îți va dicta când. Răspunde-se nebunul după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Sunt situații și situații. Fiind în Proverbe, citim și 26:21. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor. Ce înseamnă gâlcevitor? Tot o nebunie din asta, care nu mai tace într-una, pac, pac, pac. El într-una vorbește verzi și uscate. Aprinde cearta. Păziți-vă că ăștia au gaz în brichetă cât vrei. Ăștia au vorbe, au volum de vorbe și numai atât îi trebuie scânteia, că la ăștia nu li se gata gazul. Tot din Cartea Proverbelor, capitolul 26, versetul 22, care ne spune: cuvintele cleveditorului sunt ca niște prăjituri, alungnecă până în fundul măruntaielor. Întoarcem mai în urmă în Cartea Proverbelor. În capitolul 9 este scris: nebunia este o femeie gălăjioasă, proastă, care nu știe nimic. Auziți, nebunia e proastă, nu știe nimic. E așa de totuși. La ușa casei sale și ca să strâng la trecători care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte zice: apele furate sunt dulci. Păi dacă nu știe nimic, dă dovadă că nu știe nimic. Cum, apele furate sunt dulci? Asta e o minciună. Dar auziți pe cine cheamă? Tot pe proști.
nebunie proastă, nu știe nimic, dar cheamă tot pe proști. De aceea Cartea Sfântă spune, cine umblă cu înțelepții se face și el înțelept. Cine umblă cu nebunii, o duce rău. O duce rău, spune Cartea Proverbelor. Fii atent cu cine te însoțești. Că s-ar putea să nu prinzi înțelesul vorbei, să cazi în plasă. Să spună niște lucruri neadevărate și să n-ai puterea să le discerni, să n-ai posibilitatea să le verifici. Și această nebunie a vorbelor să te prinde și pe tine într-o anumită ceartă. Te prinde martor, te prinde și pe tine în culpă. O a doua cauză a certurilor, pe lângă nebunie, sunt poftele firii pământești. Deschideți la Iacob, capitolul 4, versetul 1, unde fratele Domnului le spunea, în mod deosebit celor din Israel, care erau și ei specialiști la așa ceva, de unde vin certurile între voi? Nu cu neamurile, între voi, că sunteți evrei. Și ne spune noi, chiar între noi. Nu vin oare din poftele voastre? Poftele sunt o altă cauză majoră a certei. Că dacă tu ai poftit ceva și a venit altul și a luat, păi sigur că te împinge asta la ceartă, nu? Atunci când poftești, și în mod deosebit în această privință, o poftă este lăcomia. În Proverbe 28, cu versetul 25, Solomon scrie, cel lacom stârnește certuri. Păi cum să nu stârnească lacomul certuri? Că el ar cumpăra tot ce-i bun, el ar vrea să beneficieze de toate facilitățile. El întotdeauna ar vrea să pună el mâna. Și atunci provoacă ceartă, ceilalți se văd nedreptățiți și este simplu apoi să te lași prins în această ceartă. Aș vrea să ne întrebăm, nu cumva uneori lăcomia noastră a declanșat anumite certuri? Și de asemenea alte pofte pot să provoace ceartă. Vă spun o poftă simplă care poate să provoace ceartă, pofta de mâncare. Dacă vrei neapărat numai o anumită mâncare și soția nu a avut la îndemână, că tot tu nu i-a adus, sau nu a avut timp să facă și tu ai avut poftă să mănânci știu eu ce. Că ai văzut la vecinul, numai că ultima poruncă spune să nu poftești nimic din ce e aproape tău, nici chiar ce au avut de amiază. Și pofta ta de mâncare, nesăbuită, măcar că Domnul a spus să nu vine să vă prindă în așa ceva, poate să provoace o ceartă cu soția. De exemplu, pofta ta de a avea cât mai mulți bani, lăcomia ta, poate să provoace certuri. Soțul nu s-aduce bani destui și tu poftești să ai cu tare, să ai cu tare și este una din sursele majore ale certei. Când vrei și n-ai. Și ce mai îți rămâne să faci? Că diavolul nu-ți dă. El numai, uite, vezi aia, pune mâna pe ea. Dar el știe că nu poți să o ajungi. Și când te uiți la diavolul în a doua oră și spui, dar n-am ajuns-o. Acum fă scandal măcar. Și ăsta e diavolul. El îți aduce pofta în față, nu ți-o împlinește și nici Dumnezeu, că e scris că Dumnezeu nu împlinește poftele celor răi. Dar diavolul, pe urmă, te pune să te cerți. O altă poftă, dacă am putea să numi așa, pofta a spiritului, nu chiar a fizicului, este mândria. Mândria, de asemenea, provoacă multe certuri. Deschideți la Proverbe 13 cu 10. Prin mândrie se atâță numai certuri. Nu cumva să îi atingi orgoliu cuiva. Sau de câte și câte lucruri mărunte. Prin mândrie se atâță numai certuri. Un om smerit, păi dacă l-ai jignit sau dacă l-ai frustrat, cumva știu eu, el nu găsește motiv să se certe. Și tot în Proverbe 30 cu 32 citim. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură. Că stoarcerea mâniei dă certuri. Când astea două se întâlnesc, mândria cu mânia, ai dat de Haman, ăsta le avea pe amândouă, era și mândru să știa și mânia. Și a fost în stare să deschidă un conflict cu toată țara, ca să-și potolească marea lui mândrie și mânie. O altă cauză, ura, dușmânia. Deschideți la Proverbe 10 cu 12. Ura stârnește certuri. Când ai început să-l iubești, s-a făcut lumină. Și la întuneric, desigur, o să-i vezi pe toți în negru, așa-i? N-ai cum, la întuneric oamenii se văd în negru. Pe toți care îi urăști, îi vezi în negru. Spunea într-o familie, doi soți se învățaseră reciproc. Zice, atunci când te urăsc, te văd atâta de urât. Și după aceea spunea, ci când ești bun, nu ești frumos. Da, oamenii care se urăsc, se văd urâți. Și apoi au motive, se certe, nu? Amintiți-vă, în timpul lui Solomon, el a fost un rege pace. Și printre altele, pacea era
Citim în prima carte a împăraților, capitolul 3, versetul 11, spunea el în rugăciunea sa de pe înălțimea Gabaon, Dumnezeu a zis, fiindcă nu ceri nici moartea vrăjmașilor. Solomon știa că avea pace înseamnă să nu ai vrăjmași, să nu te cerți. Asta înseamnă pace, să nu ai vrăjmași, să nu te ceri, să nu fie ură. Și s-a rugat în această privință. Și adăugăm, dar Proverbe 24:17, nu te bucura de căderea vrăjmașului și să nu ți se veselească inima când se poticnește el. Nu numai că să nu te cerți, spune Biblia, nici măcar în urmă să nu savurezi victoria așa de unul singur sau împreună cu alții. O a patra cauză a certurilor, am putea să spune că este mânia, iuțimea. Proverbe 15:18, un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Un om iute care se aprinde, cred că toți cunoaștem oameni, care se aprind așa, spuneam eu, unui grup de oameni. Voi sunteți oameni buni. Cu voi, dacă vrei să te ajut, se poate, dar cine e cazul la voi că parcă ați fi plămădiți cu exploziv? Să nu te fi atins, că urgent le urca peste 40 temperatura și peste cota de fierbere. Apoi când se răceau iară, că cine se încălde repede, se și răcește de regulă repede, se cereau de iertare, se strângeau în brațe. Știți, și că doi frați din ăștia mai firești, spunea unul către celălalt, zice, auzi, nu mă mai ispitic, eu sunt un om iute la mânie. Și dacă te lovesc, știu că pe mine Domnul mă iartă, dar nu știu dacă pe tine te mai vindecă. Acestea sunt discuții între oameni firești. Dar cât e de trist, spunea Pavel Corintenilor, că acești oameni sunt uneori în Corint sau printre ai noștri. Orice iuțime, orice strigare să piară din... Cunosc un frate bătrân, care are vorbe foarte iute și se energizează urgent. Și tot spunea frații, dar nu este bine, asta e firea mea. Gura păcătosului adevăr grește. Asta e firea ta, dar Duhul unde-i? Un Duh potolit. Cum nouă ne-a greșit Dumnezeu concentrația la Duh și în ingrediente a lăsat mai multă iuțime? Nu se poate. În timp de asemenea 29:22 proverbe, un om mânios stârnește certuri și un om înfuriat face multe păcate. Fac o paranteză aici. Să știți că toți oamenii ăștia sentimentali care sunt cu oameni și cu aleluia și care urgent înfierbânt adunarea, ăștia și periculoși în fire, că ăștia se nervează repede. Ăia domol, ăia nu prea se nervează repede. E drept și ăia când se nervează, nu e bine să fii pe acolo. Dar în general ăștia sentimentali, ăștia se nervează repede și de ăștia avem mulți. De-a Domnul să știm să ne păstrăm sângele rece, care ne păzește de multe păcate. E scris în Apocalipsă, de-ai fi rece sau un? Dar în clocot nu în fire, ci în Duhul. Domnul să ne dea acest har. Amin. Mai adăugăm 16:28 proverbe. Omul neastâmpărat, care nu chiar că e mânios, dar e așa iute. Omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Nu știu unde să includem pe părătorii ăștia. Dar ăștia care poartă așa o poștă, ăștia tare, tare, tare stârnești certuri de la unii la alții. Merge și spune din coace și până mergi dincolo uitat cum au spus din coace sau diavolul deja i-a schimbat caseta. Și acești părători sunt oamenii care de multe ori dezbină, spune aici, pe cei mai buni prieteni. Cei care sunteți prieteni sau prietene sau în familie, o prietenie strânde, soț, soția, nu vă țineți părători. Nu vă țineți astfel de prieteni, astfel de slujitori, pe ăștia abandonații sau spuneți-le să se pocăiască. Se obișnuiește să se spună când sunt doi, vorbesc de al treilea. Nu, când vine, atunci vorbim de el. Spune că la un frate lucrător a mers un părător din ăsta, spune, auzi, știi ce-a făcut cu tare? Știi ce-a făcut cu tare? E grav, frate, numai pe genunchi. Și o oră nu s-a mai sculat de pe genunchi, s-a rugat pentru ăla. Părătorul ispitit că el nu pentru asta a venit, el a venit să părască o oră, nu să se roage o oră. Să scoate pe genunchi și întreabă păstorul, da, au mai făcut ceva? Da, au mai făcut încă o rugăciune. Dar spunea fratele, altădată n-a mai venit să raporteze nimic. Așa ar trebui să le se astupe gura la câte unul din ăstea care e numai cu pâra. Tu te pârăște la Dumnezeu și roagă-te, dar nu așa pâră cum a pârât Satan. Și fii un om care știi să împaci. De ce nu ți-ai schimbat meseria, că părătorii nu o să fie plătiți? Bine, să fii un împăciuitor, fericit de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii a lui, dar părătorii, dacă diavolul e părător printre altele, a cui fi sunt? Și ei sunt acolo, unde este partea tăticului lor. Oricum, dacă elimini această cauză, există o făgăduință biblică enormă.
De multe ori noi spunem, da, eu aș elimina cauza, dar ce să fac? Rămân defavorizat, rămân nedreptățit dacă nu mă cer și nu mi-apăr pricina. Auzi, elimină cauza. Deschide Proverbe 16 cu 7, ceva foarte frumos, o făgăduință deosebită. Și amintesc un caz în această privință. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe... Păi, cu vrăjmașul e normal să te ceri, nu? Auzi, tu pocăiește-te, că îți rezolvă Domnul problema asta și din aia îi face prieten. Și în loc să mai fie nevoie să te ceri cu ei, va fi nevoie să te rogi cu ei, să ai o bună părtășie. Cearta, noi trebuie să o abandonăm, că Dumnezeu ne rezolvă nouă aceste probleme. Noi nu le lăsăm în grijă a nimănui. Nu ne mai certăm, abandonăm, noi suntem niște oameni lași. Nu! Sunt lucruri care Dumnezeu le rezolvă, nu noi certându-ne. Cearta nu este o modalitate recunoscută de Dumnezeu, autorizată de Biblie în rezolvarea unor probleme. Chiar și oamenii în lume, la nivel între state, spuneam acele certuri la nivel de naționalități, de țări, spun oamenii că e mai bine să fie rezolvate pe cale pașnică. Solomon, Dumnezeu a dat pace de jur împrejur, că i-a plăcut de căile lui. Dar deschideți, vă rog, la prima carte a împăraților, să vedeți când s-a lăsat Solomon de cele bune, Dumnezeu a ridicat vrăjmași. Și dacă se pocăia, Dumnezeu nu l-a iarăși vrăjmași. Ei, că nu o să scăpăm de tot acum, scăpăm în ziua aceea, nu? Dar și aici pe pământ lucrul acesta se împlinește. În prima carte a împăraților, 11, în versetul 6, ni se spune, Solomon a făcut ce e rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul calea Domnului. 14, Domnul a ridicat un vrăjmaș lui Solomon, pe Hadad Edomitul. Și 23, Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaș lui Solomon și pe Rezon, fiul lui Eliada. De multe ori, noi avem atâția vrăjmași și atâtea motive de ceartă că nu ne-am împrietenit cu Dumnezeu. Împrietenește cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu numai cu El, dar și cu ceilalți din jur de multe ori. Din oficiu se rezolvă acestea. Pentru cine știe secretul acesta. Ca efecte ale certurilor, să știți că nu sunt ușoare. Aceste efecte sunt niște efecte grele și efecte de durată. În cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 19, găsim scris, certurile, partea a doua, sunt așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Să știți că la casele împărătești ușile nu sunt cui așa doar cu o cheie care e valabilă la 7 case. Și ușile la casele împărătești nu sunt așa niște uși ca la bloc, la apartament. Sunt porți dravene și chei speciale. Asta face cearta. Închide pe oameni și încuie diavolul pe unul din coaș, pe unul din colo. Și o să amintim trei tipuri de efecte. În primul rând, cearta este păcat. Efectul certei este că nu te poți certa fără să păcătuiești. 17 cu 19 Proverbe scrie, cine iubește certurile, iubește păcatul. Nu te poți certa, repet, fără să păcătuiești. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și în Psalmul 37, versetul 8 este scris, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Nu există ceartă care să ducă la bine. Aceasta este o minciună demonică. Ce a spus Eva în grădină? Dacă faci așa, se va întâmpla și dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat cum a spus Dumnezeu. În ce privește cearta, nu se întâmplă cum credem noi. Și se întâmplă cum este scris în Biblie. Un al doilea efect este că cearta de Biblie e numită mama păcatelor. O mama a păcatelor. Tata e diavolul, dar mama e cearta, printre altele. 1 Timotei 6, cu versetele 4 și 5, despre unii care sunt plini de mândrie, acele cauze ale certurilor, nu știu nimic, sunt nebuni, au boala cercetărilor fără rost, acele întrebări nebune, a certurilor de cuvinte, din care se naște, auziți, cearta naște păcate, pisma, certurile, clevetirile, bănuierile reale, auzi că-s copiare, zădarnicornic de vorbe, oameni străcați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că e vlavia să ne zvor de câștig, ferește de astfel de oameni. Cearta naște păcate. Și citim de asemenea în Iacov 3 cu 16, a doilea argument, căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, duhul ăsta de ceartă, auziți ce naște, este tulburare și tot felul de fapte rele. Dintr-o ceartă poți să iasă tot felul de fapte rele, de la înjurături până la crimă. Orice păcat e în stare să nască cearta. Și adulter, că s-au certat și se despart, și toate păcatele cearta e în stare să le nască. Deci, nu te căsători cu diavolul, un duc de ăsta de ceart, și te lăsa prins și în urmă o să se nască atâtea și atâtea păcate. Și al treilea efect
este că dacă te cerți, toată slujba ta e fără răsplată. Poți să fii cel mai bun în lucrare, să ai cel mai mare volum de activitate, poți să fii cel care te calorești cel mai mult, care postești cel mai mult, dar dacă te ceri, slujba ta va fi fără răsplată. Găsim scris în Isaia, capitolul 58, unde este vorba de adevăratul post, de la versetul 3 la 5, la ce ne folosește să postim? Am văzut și ei de la un moment dat că așa era. Dacă tu nu vezi, adică dacă tu nu răsplătești asta. Pentru că, zice Domnul, dă explicația, în ziua postului vă ciorovăiți și vă certați. Dacă te cerți, postul este anulat. Dacă te rogi, rugăciunea nebunului este o scârbă. Păi nebunul provocă ceartă. Cearta este în stare să ne scoată orice slujbă facem. În Filipeni 1 cu 15 scris că unii predică și s-ar putea să aibă aptitudini deosebite, oportunități aparte. 1 cu 15, unii profudesc pe Hristos din duc de ceartă. Ăștia vor avea răsplată? Nu, nu vor avea nicio răsplată, pentru că este scris în acel capitol frumos al dragostei, 1 Corinteni 13, 2 și 3, și chiar dacă aș avea darul prorociei și cunoaște toate tainele, să predic din Apocalipsă așa, ca și cum cel mai simplu lucru. Nu sunt nimic. Pe unde este dragoste? Dragoste acoperi o sumedie de păcat. Dragostea nu se ceartă. Nu se mânie. Nu face lucrurile acestea. Nu pismuiește și nu se comportă în felul acesta. Să nu credeți că cearta este doar așa. Nu e bună. Repet versetul din Galateni 5 cu 20. Certurile, vrăjbile, neînțelegerile, vă spun mai dinainte. Cum am mai și spus că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni? Dar, probabil zice noi, nu, numai cine le face toate. Dar Iacov, cum e scris? Cine greșește într-o poruncă se face vinovat de toate. Dar nu trebuie să așteptăm să fim vinovați de toate. Că și Adam și Eva nu au mâncat toate fructele din pom oprit. Nu, nu, probabil. Nu mi-a spus, când o să le mânci toate, să știi că te pedesesc pentru asta. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. A spus, nu, cearta nu-i păcat, e o greșeală. Este suficientă ca să-ți aducă moartea. Pentru că ea dă naștere la păcate și are niște cauze și niște rădăcini în firea ta. Și noi trebuie să trăim prin Duhul, Doamne, ajută-ne, amin. Principii biblice pentru ceartă. Primul principiu l-am numit a fi, ferește-te de rău. Este scris în Psalmul 34 cu 13 și de asemenea acolo ne-am amintit că cearta dă naștere la păcate în 1 Timotei 6 cu 5. Este scris în final, ferește-te de astfel de oameni. Ferește-te tu de ceartă și de oamenii care se ceartă. Și anume cum? Trei poziții, trei situații prin care poți să te ferești de rău, de ceartă. Prima, nu fi gata de ceartă. În Tit 3 cu 2 este scris, adu-le aminte să fie supus stăpânilor, dregătorilor, să fie gata de orice lucru bun, când te cheamă cineva, să nu spui, după ce îmi termin treaba, acum nu-s gata. După ce îmi gata mea, atunci ești gata pentru a ta. Trebuie să fii gata pentru un lucru bun. Să nu vorbească de rău pe alții și să nu fie gata de ceartă. Când vine vecinul să se certe, spune vecine, după ce îmi termin treaba. Acum nu pot. Nu trebuie să fii gata de ceartă. Când vine diavolul, gata, te provocă la ceartă. Nu trebuie să fim gata de ceartă. Noi trebuie să fim gata de un lucru bun. Dacă vine răpirea, trebuie să fim gata în orice moment, nu? Dar noi să spunem Psalmul 108, versetul 1, gata, mi este inima să cânte. Dacă te provocă cineva, frate, hai să ne rugăm. Stai că încă nu-s gata. Auzi, pentru o rugăciune și pentru o cântare, lasă lucru. Numai așa dacă e ceva cu foc continuu și se afectează. Pentru slujbă, lasă lucru. Că oricum, pentru slujbă, ne va întrerupe Dumnezeu cu răpirea. Și trebuie să ne obișnuim, nu? Nu cumva zice cineva, dacă va veni Domnul, spune, ești gata? Doamne, stai să-mi termin treaba. Noi de aici trebuie să ne obișnuim să știm să întrerupem munca, nu? Când vine Domnul cu slujba, întrerupem munca. Păi, dacă trebuie să fii gata să întrerup munca și așa prin surprindere, dacă îmi știi că ești orar de biserică, asta de la sine, din oficiu, trebuie să știi, să fii gata de slujbă. Și nu numai de slujbă din asta să cânți, cum am dus în Psalmul 108 cu 1, și de slujbă să faci un lucru bun, să ajuți pe cineva. Dar nici într-un caz de ceartă, nu trebuie să fii gata. Că, pe de altă parte, noi nu suntem gata de ceartă. Adică nu suntem suficient de dotați ca să putem să ne certăm. Dumnezeu, El ar putea să abordeze aceste lucruri, dar noi încă nu suntem gata. Proverbe 17 cu 14 amintește de asemenea, începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți.
oprește-o. Auzi, nu deschide ecluzele și nu da drumul la baraje, că în urmă cum o mai rezolvi? E foarte ușor să dai drumul la un robinet, nu? Și te uiți cum curge apa, dar în urmă cine o sucativează? În urmă, unde o duci? Ce faci cu ea? Unde o canalizezi? Și 25:8 scrie, nu te grăbi să te iei la... Deci Biblia spune să nu fii gata, dacă chiar ești gata, nu te grăbi, mai stai. Chiar dacă ești gata, nu te grăbi, nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce? Ce faci când te va lua la ocări aproapele tău? Stai și te judecă singur, merită să te cerți? Analizează, nu fii gata, chiar dacă ești gata, nu te grăbi. Analizează, că nu cumva s-ar putea să n-ai dreptate și să cazi tu de rușine. Doamne, ajută-ne să nu fim gata de ceartă. Nu să fim gata pentru slujbă. Apoi, nu te amesteca în ceartă. Proverbe 26:17. Un trecător care se amestecă într-o ceartă, care nu-l privește, este ca unul care apucă un câine de oriș. Și de bună seamă, câinele acela va căuna, va face alte zgomote neplăcute. Nu te amesteca într-o ceartă. Ferice de omul care nu se duce și care nu se oprește, mă, fie că stau bajocritori în picioare, fie că stau jos. Ei sunt opriți. Tu nu te amesteca acolo. Dacă de cumva crezi că poți să-i oprești, dacă de cumva ai apă la tine, că să stângi focul ăla, stai. Dacă nu duci la fântână și adu apă, nu sufla în foc. Dacă sufli în foc, se aprinde mai tare. Nu te amesteca, nu te privești. Nu te grăbi să te implici. Vezi despre ce e vorba. Poți să ajuți, nu poți să ajuți. De asemenea, Levitic 19:14, aici avem ceva foarte frumos. Să nu vorbești de rău pe un surd. Și să nu pui înaintea unui or nimic care se poate să-l facă să cadă. Știți care oameni sunt surzi? Aia care nu ne aud, nu? Și dacă tu vorbești de fratele care nu e acei, el pentru tine e surd, că nu te aude. Păi nu-l vorbi de rău, că el nu te aude. El e surd. Dacă el e surd, păi arată-i scris. Și nu e acei și vrei să te cerți, scrie o scrisoare să vadă. Nu vorbi de rău pe un surd, adică de unul care nu-i prezent. Nu te amesteca într-o astfel de ceartă pe o temă necunoscută. Și al treilea aspect al lui ferește-te de rău, nu întreține cearta. S-ar putea să fii într-o ceartă acum când ținem noi studiu. Acum tu ai fost gata, ce să faci? Acum te-ai amestecat, acum ce să mai faci? Prin frate, dacă nu mă apucam de ea, nu mă apucam, dacă m-a apucat, am trebuit să termin. Stai, nu să o termini, să o oprești, să o stopezi. Nu întrețineți cearta. 26:20 proverbe. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Când nu mai este niciun clepetitor, cearta se potolește. Mai poate nu dintr-o dată, nu se trimitem documente la arhivă. Numai așa, scade, știți, închidem așa firma treptat, nu mai aprovizionăm. Vindem ce avem și gata. Când nu mai e niciun clepetitor, cearta se potolește. Vă spuneam că nu-i nevoie de doi clepetitori pentru ceartă, unu. Și numai când nu mai e niciunul, atunci se potolește. Și 22:10 ne spune, izgonește pe bazocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Oprește-te, pentru că acest lucru se poate. Numai nu mai pune lemne pe foc, numai izgonește pe bazocoritor, nu te împreteni cu astfel de oameni, nu părtăși cu ei, pleacă tu dacă el nu pleacă. Cum am putea spune, da, nu pleacă, dar tu poți să pleci? Păi cum poți să izgonești pe bajocoritor dacă el nu iese din casă? Ești tu și pentru tine e izgonit. Tu l-ai izgonit, dar l-ai izgonit plecând tu. L-ai izgonit de lângă tine. Și al doilea principiu, foarte important, cearta nu aparține vieții biserici. În Noul Testament vom vedea câteva lucruri în această privință. Spune Pavel în 1 Corinteni 11:16, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei, adică robii Domnului. Conducerea nu are un astfel de obicei. Și nici bisericile lui, pentru biserici, așa ceva n-ar trebui să fie. Spune Pavel Efesenilor, nici să nu fie pomenite. Dar, vedeți ce frumos spune, noi n-avem astfel de obicei și nici bisericile. Că dacă conducerea nu are, nu dă drept, nu favorizează, într-o biserică, atât iau de gălăjioși frații. Și au venit din altă parte, mergeau la evanghelizare și unii mai disciplinați au făcut observații, frate, dar la voi ceva îngrozitor, tinerii vorbesc între ei, frații între ei, surorile între ele. Și unul
Mai realistul a spus, așa e la noi, pentru că la noi întotdeauna conducătorii vorbesc între ei și încă cu voce tare. Fie că-s bambon, fie că-s băbanc, vorbesc într-una. Și ce? După ei ne-am dedat. Dar conducerea nu se ceartă, adunării mai ușor să nu se certe între ei, că nu favorizează asta. Și când tu nu te cerți de bună seamă, ai și un anumit atu, ai oprit pe ceilalți, să nu se certe. Pavel folosește de 6 ori aspectul certe și de 4 ori o folosește pentru cei din biserică. Nu că cei din biserică se ceartă mult ca cei de afară, dar era această problemă. O analiza în primul rând, cearta din biserică. 3 dintre ele sunt folosite pentru cei din Corint și el le spune foarte clar, vom vedea noi la exemple, că aceasta denotă că erau niște oameni firești. În Tit 3:3 am citit adineaori că înainte de a fi pocăiți era normal să ne urâm, să ne certăm. Dar acum, 2 Tesalonicen 3:15 citim, că în biserică nu există niciun motiv de ceartă. Niciunul. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l. Și să n-aveți niciun fel de legătură cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, cu vrăjmașul trebuie să te cerți, ci să-l mustrați ca pe un frate. În biserică este autorizată mustrarea de către cei care conduc. Chiar și tu poți să-l mustri dacă vezi că primește, dacă nu, mai e încă unul sau îl spui bisericii. Biblia spune și în Levitic, de fapt, este același principiu vechi testamental, reluat, 19:17, să nu urăși pe fratele tău în inima ta și apoi din ură să dea încearcă. Să mustri, dar să nu te încași cu un păcat din pricina lui. Și de asemenea, în 2 Timotei 4:2, Pavel îl îndemna pe Timotei, printre altele, propovedește cuvântul, deci predică, stăruiește asupra lui, studiază la timp, de la timp, mustră, ceartă. Vedeți, este această diferență și trebuie reținută dintre a te certa și a certa. A te certa înseamnă doi să se opună, să se provoace unul pe altul și să răspundă nepoliticos, și a certa înseamnă eu să-l mustru pe cineva și el să primească. Când nu mai primește. Biblia spune, mustră pe cel înțelept, nu pe nebun. Că nebunul imediat se ceartă, cum l-ai mustrat? Păi ăsta trebuie altfel să-l disciplinezi eventual. N-ai cum să mustri pe nebun. Că imediat se ridică la ceartă. Dar în biserică aceste lucruri nu trebuie să fie. Citim tot aici în 2:24 și robul Domnului nu trebuie să se certe. În biserică, între frați, este autorizată mustrarea, dar cum? Cu Duhul blândeții, în dragoste. Este autorizată și mustrarea aspră. Mustră-i aspru până Tit. Dar nici într-un caz cearta. Dacă se zic un frate din conducere, îl mustră pe cineva, sau poate îi spune frumos și îl recurge la ceartă, nu mai trebuie să-i răspunzi. Nu mai poți să discuți cu el. Nu te certa ca să nu semeni cu el. Nu ne putem lua la harță să discutăm pe același ton. Că stoarcerea mâniei dă certuri. Și în biserică altele sunt principii. Noi suntem ca un singur trup și nu avem voie să ne certăm. Amin, Doamne ajută-ne! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.